Salutare, first player, pe OBG Mobile la treabă, s-a lansat update-ul cu Team Deathmatch 4 vs 4 și cu Universul Godzilla. Și e prima oară în viața mea când joc Team Deathmatch în jocul ăsta. Prima echipă la un anumit număr de fraguri, bla bla bla, ok, meciul începe în 9 secunde. Oh my god, avem loadout, avem Vector, avem AKM, m-am emoționat, sunt wood tot, flashcă. Ok, a început meciul. Și e 4 contra 4. Au făcut treaba asta ca să contracareze sosirea lui Call of Duty. Pentru că o să rupă lumea în două. Deathmatch-urile. Ah, se trage din lateral. Fier ar să fie, am făcut și un kill. Ce străifăreală face băietul. Ca uite-l. Băi, ce au făcut tăticuțule, bosule, tăticule, moșule, mafiotule. Băi, ce am făcut, tăticule? A făcut 3 kill-uri. Cine este tăticul vostru, Dumnezeul, Tatăl și Fiul, Sfântul Duh? Ce s-a întâmplat aici? Mă omor cu scarul. Coincidența face să fie rama mea preferată. Asta că vin eu peste voi. 6 la 2. Cât o fi maximul? 10? 15 fraguri? Pare genul de joc, de mod de joc, de care să mă plictisez rapid. Ia să luăm până în văluire. Așa, s-a gândit și el asta. Ce ai făcut, Nico? Auleu! Ce ai făcut, Bobiță? Ce ai făcut, Jeane? Marele Team Deathmatch, 4 vs 4. Merge treaba, bine. Ar fi drăguț și un capture the flag. Și alte moduri, e 14-2. Eu am făcut 4. N-am pe cine omorât, că se descurcă prea bine băieții. Am tras un nimic. Oh, shit. Ia uite-l. Schimbăm arma. Pa, 6 kill-uri. Kill steal. Aoleu. Adrian, tu ești? Adrian, copilul eșec. Ia uite-l pe ăla cum a venit pervers. A, nu mai am gulanțe. De fapt, trebuia să încarc. 21 la 3, bă, deci... A, obiectivul e 40. Încă pot să o mai întoarcă pe asta. Dar șansele sunt foarte mici. Bănuiesc că lumea se discută acum, nu știu, vorbesc între ei, oamenii, pe microfon, alea, paca-paca, țaca-paca. Asta dă și noi sonorul mai încet. Și să trecem la killa reală. 26 la 4. Prost mai sunt, mi-am luat shotgun. Sau ceva. Băi, ce am făcut, mă? Mi se spune Terminatorul. Opa. Terminatorul s-a terminat, că cât să țină totuși. Mă, am și upgrade-uri aici. Nu știam că am și de-astea. Ok, hai să ne urcăm pe ceva. Am auzit că ar fi făcut un upgrade la butonul de jump. Puteai să selectezi ca să te cațeri pe clădiri ca în Assassin's Creed. Not bad. 5 kills left. 4 kills left. Hai, mă, să mai fac și unul. Ce se trage de aici? Opa. Bă, cum a dispărut ăla, bă? Păi, ce străifăreală. Frumos. Headshotărescu. Cum să stea, mă, cu spatele la mine? Adică, pe bune. Mi-am dat cu Avenged. Bă, dar... Amărâtul ăla, nimic, nimic. Opa. Băi, deci cum a fost asta, băi? Băi, deci cum a fost asta? Oare cine a fost MVP-ul? Cine să fi fost MVP-ul? Ce, n-am fost eu? N-am fost eu, mă. Și de ce am doar 3 oameni în echipă? Nu pot să cred. Mer, asta a fost destul de tare. Și eu am făcut un combo. Assist-uri n-am făcut. Și am și murit de câteva ori. Ăsta este marele mod, oameni buni. Marele mod Team Deathmatch 4 vs 4. În cazul în care erați curioși, asta a fost tot. E și cu update-ul la Godzilla. Știți că e un film acum nou, Godzilla, în cinematografe. Ia să deschidem, să vedem ce e aici. Hăinuțe, hăinuțe. Și văd că este un level-up special separat acum de levelul principal. Nu mai înțeleg nimic. Și este și o păcănea de asta mare. Lucky Spin.
Asta nici măcar nu e contul meu principal, mai aveam unul care am un nivel mult mai mare. Dar cred că trebuie să mă deloghez, să mă loghez acolo. În fine, hai să vedem și alte moduri aici. Deci avem clasic, pe care toată lumea îl știe. Nu știu ce mă pune să descarc hărțile din nou, că le aveam deja, în fine. Așa, deci clasic, arcade și Evoground, care este nou, Team Deathmatch-ul. Și poți să te baci în Darkest Night și Survive Till Dawn cu zombie și să faci 4 vs 4. Drăguț. Hai să încercăm un first person acum modul ăsta. Evoground. Și here we go. Eu sunt Alex de la firstplay.ro și mi-a dat match cu niște români, cică, că i-am dat match by language. Românaș de-ai mei care mănâncă mămăligă cu ceapă, cu slănină și bat nevasta când nu găsește copilul semințe la colț. De ce n-ai găsit, Ioane, semințe? De ce n-ai găsit semințe, Ioane? De ce n-ai găsit semințe? Băi, unde e Vector, unde e Scaru? Things aren't what they used to be. Hai să vedem cum o ardem. Uite mă unde erau armele bune, firar. Ce a fost asta? Ok, first person time. Am uitat să vă arăt pe ce nivel am grafica, dar nu-i timpul trecut. Măcar să faceți și noi un kiloleț, ceva, un kilușor. E mai greu, e mai greu așa un pic. Ce stă ăla pe loc? Ce ai făcut Viviana, Georgiana, Mariana, Ionuța? Aoleu. Fabricio Dave. Român de noștri, nu? Fabricio. Când mă duc să-mi iau apă de la magazin, iau apă de la Fabricio. Și prietenul lui Dave. Bă, dar trag ăștia, zici ca lumbago. Lumbago și vitiligo. Unde tragi, mă? Cu metre. Cu metre vecine, barosane, stăpâne, șefule. Bă, de prea ușor. Ăștia-s boți sau ceva? Sunt proști ca niște boți. Cum să stai cu spatele la mine, mă? E unul aici, un pervers, un dement. Uite-l. O, luți mai mulți? Ah, și avem un streak de la gros. Gros, vârtos și îndesat. Am și invisibility pe acum. Hai să mergem la armele șmechere. Armele care au trecut testul cartierului. Ce e aici? Vector! Vector Ponta. Ia să vedem. Parcă merge mai bine în third person, sincer. Opa. Pa. Mamă, cum am tras. Nici n-am văzut-o pe asta. Unde sunteți, mă, cu metrilor? Ionuților. Bă, dar nu moare odată? Bă, de ce nu moare la frate? Fantastic cât am putut să-i trag și nimic. E un fenomen. Il fenomeno. Aoleu, cât să omori acum, adică pe bune, nu ne întrecem și noi cu gluma. Hai să vedem cum stăm la grafică. HDR, Ultra HD, așa, Ultra, sunt pe Ultra, oameni buni. Și pe realistic, dacă e, dar n-am chef să dau acum, ați prins ideea. Hai să mergem din nou la treabă, pe vectoreală, 19 la 9, mai strâns ca ultima oară. Mai strâns decât ultima oară, nu ca, pentru că noi vorbim corect pe aici pe YouTube, noi vorbim foarte corect. Aoleu. Opa. Strafe is my middle name and Vector is my first name. Vector Strafe, nice to meet you. Mai și moare lumea deocamdată, nu? Adică trăiești, trăiești, dar mai și mori. Sunteți la firstplay.ro, care vă garantează divertismentul asigurat în noaptea dintre ani. Revelion cu Romica Țociu și Cornel Palade. Intră acum să vezi bârfa zilei. Da, e mult prea ușor timp de meciul ăsta. E prea ușor să fie OP. Aoleu, asta e invincibilitate de-aia temporară. Mi-am dat fix în ochișor. A venit controlul ORL și ți-a zis că ai probleme la ochișor. Ce? Un glonț? Uite-l pe ăla ce bag, era în zid.
Ce ai făcut Bobiță? Ce ai făcut Viviane? Acum o să creadă că o iau pe partea aia. Ha, ha, ce prost. Nu mai luați, mă, shotgun-uri, mă. Nu mai dați shotgun-uri la copii. Ce ai făcut? Ți-am dat la boost. O să creadă că vin pe aia, vin pe aia. Nu se știe. A, știu că vin pe aici. Și acum vin pe aici. Femeia cu țâțe câștigă. MVP Tristan. Femeia cu țâțe. Ok, MVP of the team. Ăsta e jocul. Team Deathmatch e mult prea ușor. Sunt prea bun pentru jocul ăsta. Ăștia sunt boți sau sunt oameni, nu știu. Cert e că i-am făcut. I-am uscat, i-am flaușat, i-am parfumat și i-am pus la spălat. Cam asta a fost PUBG Mobile Team Deathmatch 4 vs 4. Like a champ, like a boss. Știi momentul ăla când n-ai mai făcut ceva de mult timp și apoi faci foarte ușor? Cum am făcut pauză la FIFA o lună și jucam foarte bine, mai mult decât înainte cu o lună. Cam asta e treaba aici. Sau am nimerit cu boții. Ăsta e Team Deathmatch, ăsta e 4 vs 4. Eu sunt Alex, ăsta e PUBG Mobile. V-am pupat!